Mergem chiar acum în satul Speranței de la Rădăuți. Acolo se fac în continuare minuni. 9 case modulare au fost deja ocupate de refugiații din Ucraina. Sunt 23 de oameni care au găsit la noi liniște, adăpost și mâncare după ce au fugit din război. Valentina Vasile este în satul Speranței și vine chiar acum în direct cu noi informații. Valentina, bine te-am găsit. Care e atmosfera acolo la tine? Bun găsit tuturor! 6 bărbați, 9 femei și 8 copii și-au găsit un adăpost aici, în satul Speranței. Mai devreme am văzut 3 fetițe care au intrat într-unul dintre corturile amplasate de aici pentru a-și alege câteva hăinuțe, semn că au plecat pe grabă din Ucraina și împreună cu familiile lor vor sta aici câteva zile până când se vor hotărâ ce vor face mai departe. Am discutat mai devreme și cu un bărbat care este împreună cu cei 3 copii și își așteaptă soția care este la graniță în acest moment și împreună vor pleca în Germania. Aici, în satul Speranței, sunt 60 de locuințe modulare și pot fi adăpostiți 240 de refugiați. Voluntari din toată țara s-au mobilizat și au oferit o mână de ajutor pentru ca toate aceste locuințe modulare să poată să fie și locuite, să ofere toate condițiile. Pentru că sunt și copii aici, satul Speranței va avea și un centru de activități educative și de recreere și va fi pus în funcțiune zilele următoare.